Finala Europa League. O finală de Europa League între două super echipe englezești care mă gândesc că era de așteptat că vor ajunge în finală pentru că sunt, cred că, cele mai bune echipe din Europa League din acest an. Băi, două echipe fiind Arsenal și Chelsea. Chelsea fiind puțin mai avantajată cu ajutorul echipei lotului său, mult mai bun, părerea mea. Dar astăzi vom încerca să vorbim despre ambele echipe, să vedem statistici și situațiile care s-au întâmplat până acum. Și hai să trecem la treabă. Bun, vă vorbim în primul rând despre finala de la Baku. Vom spune așa, deci Chelsea cu Arsenal se luptă la Baku pe un stadion foarte departe, unde în Azerbaijan, de unde mulți fani din Anglia, fanii lui Arsenal și al Chelsea, nu vor merge la partidă. 6.000 de bilete li s-au acordat fiecărui echipe, iar ele au renunțat la jumate. Undeva la 3.000 de fani Chelsea și Arsenal o să aibă vreo 4.000. Cam așa este, așa scrie pe internet că va fi. Dar hai să trecem. Chelsea, o campioană în Anglia chiar acum, nu chiar foarte de mult timp. În anul... dați un pic... În anul 2016-2017 cu Antonio Conte au ridicat titlul și în 2014-2015 au ridicat titlul în Anglia. Arsenal fiind o campioană Angliei, ultimul titlu a fost în 2003-2004, o secetă pentru clubul englez, dar aceasta pot să zic că se valorifică prin titlurile câștigate în FA Cup, unde chiar în anul... Au pierdut cu Chelsea în finală, au bătut-o pe Chelsea în finală în 2016-2017. Deci o echipă care totuși se luptă, chiar dacă nu e așa de bună ea la trofee. Chelsea este și câștigătoare de Champions League în 2011-2012. Au fost campionii Champions League în fața celor de la Bayern, câștigând la 11 metri. Au câștigat și acest trofeu la care joacă acum. Această finală, adică în 2012-2013 a avut tot pe Benfica, o echipă foarte bună și Benfica pe atunci, dar Chelsea are trofee europene destul, doar Supercupa nu are. Va fi o finală destul de interesantă. Acum hai să vorbim așa un pic despre echipe, gen squadurile, să vedem așa fiecare echipă cum stă și care e mai avantajată pe ce poziții. Chelsea l-are pe Kepa în poartă, un portar foarte bun, cel mai scump portar din lume, care s-a valorificat chiar acum în semifinale la 11 metri și prin salvările sale foarte bune, iar cei de la Arsenal l-au pe Berleno și el este un portar bun, dar cred că totuși Chelsea este mai bună pe fază la portari, este mult mai bună. Pe fază de apărare, Chelsea îl are pe capitanul său, Cesar Azpilicueta, care este unul super bun, care este un jucător fenomenal. Marcos Alonso pe partea stângă și el este fenomenal. Iar în centrul apărării, cred că va fi Andreas Christensen cu David Luiz, pentru că Antonio Rudiger, care era un fundaș foarte bun și era perfect pentru această finală, nu va putea să joace în marea finală de la Baku din cauza unei accidentări. Și echipa Arsenal are o apărare, cred că, nu știu, mai slabă, pentru că totuși singurul jucător care e bun din apărarea lor este Socrates, mi se pare mie, și Koscielny este bun, dar deja vârsta îl depășește și pe el, iar Skodan Mustafi nu este cine știe ce, deci da, dar totuși au un Kolasinac, care este un left back foarte bun, și Bellerin pe dreapta, dar cred că vor accesa formația cu trei fundași, deoarece tot cu trei a jucat, a mai jucat și cu patru. Deci doar de ei depinde în ce formație se vor prezenta în următoare. Da, în ultima partidă au jucat în trei, cum a spus, Socrates, Koscielny și Monreal, nu l-au jucat pe Mustafi. Cred că pe partea defensivă Chelsea are câștig de cauză cu acești jucători. Acum haideți să mergem la mijloc. La mijloc, echipa Chelsea îl are pe Jorginho, un mijlocaș destul de bun. Mi se pare că a avut un sezon ok aici la Chelsea. Mateo Kovacic cred că va fi titular în această finală.
Care este un jucător foarte bun venind de la Real Madrid împrumut, dar cred că îl vor, nu știu, cred că se va întoarce înapoi din cauza problemelor cu transferurile. Și cred că Ross Barkley, cred că Jorginho va juca mijlocaș defensiv, deoarece N'Golo Kanté este accidentat și nu cred că va putea să joace finala de la Baku. Da, el cu Ruben Loftus-Cheek, care a fost fenomenal în semifinale și în toată partea asta de Europa League unde a jucat el. Dar e că mijlocul lor va fi Jorginho, Mateo Kovacic și Ross Barkley. Mijloc așa să zic. Iar cei de la Arsenal îl au pe Lucas Torreira, un mijlocaș fenomenal, părerea mea, e unul dintre cei mai buni mijlocași pe care poți să-l ai. E un mijlocaș extraordinar, părerea mea, care poate să fie foarte bun. Da, ei au jucat cu 4 mijlocași, cu un cam și cu 2 atacanți, deci așa o să judec pozițiile lor. Arsenal mai are acolo la, pe baza de mijloc, îl mai are pe Granit Xhaka, care tot defensive minded, ei au 2 mijlocași defensivi, pe Lucas Torreira și Granit Xhaka. Pe partea dreaptă, cei de la Arsenal l-au pe Maitland-Niles, un jucător de viitor, tânăr, care este fenomenal cât a jucat, a fost incredibil. Iar pe partea stângă a jucat Seat Kolasinac, pentru că cei doi 100% tot timpul o să coboare, să nu lase partea de left back și de right back liberă, iar ei doi tot timpul o să coboare și o să urce, dar mai mult o să fie mai jos ca să poată să-și ajute cei trei apărători. Bă, eu zic că e o mijloc. Da, și mai e Mesut Ozil. Despre el n-am ce să spun, este un camp foarte bun, cauza că Henrik Mkhitaryan nu se va putea prezenta la finală, deoarece este un război politic sau ceva de genul între Armenia și Azerbaijan, iar acesta din probleme de securitate nu se va prezenta la Baku, deci o să fie mult mai greu pentru cei de la Arsenal, că n-au un camp de rezervă, iar va fi Mesut Ozil tot timpul titular. Aici cei de la Arsenal au câștig de cauză, sau poate fi un egal. Poate fi un egal, pentru că amândouă mijlocele sunt bune, deci putem spune un egal. Iar pe parte ofensivă, aici pe parte ofensivă cei de la Chelsea îl au pe marele Eden Hazard pe partea stângă, jucător care nu cred că va mai pleca la Real Madrid. Nu, eu nu prea cred că va mai pleca la Real Madrid. Eu sper să rămână. Eu va da cred că un contract grosolan și cred că va rămâne acest jucător. Pe partea dreaptă, cred că va fi Willian titular. Va fi acolo pe partea dreaptă. Iar striker va fi Gonzalo Higuain. Atacul ăsta este destul de bun, nu pot să mint, destul de bun, dar cei de la Arsenal au un duo, cum să zic, un duo nemernic de bun. Părerea mea, este unul dintre cele mai bune duo-uri din lume în acest moment. Părerea mea, acesta lui Pierre-Emerick Aubameyang și Alexandre Lacazette sunt cei doi atacanți celor de la Arsenal, care este un atac foarte bun, foarte, foarte bun. Cei doi sunt cotați undeva la 67 de milioane și vreo 60 de milioane, dar bine, oricum o să le mai crească, nu cred eu că o să rămână aceeași de asta, aceeași sumă după atâtea performanțe făcute de aceștia. Deci și aici tot egal poți să pui, deoarece e două atacuri fenomenale, poate cel de astea un pic mai avantajat, să zicem. Să vorbim și despre antrenori. Unai Emery, antrenor venit la începutul sezonului, mă, nu știu ce să zic, Arsenal are suișuri și coborâșuri, da, de 4 meciuri n-a mai pierdut niciunul. Un egal în Premier League și o victorie și victoriile din Europa League, dar aceste trei înfrângeri care au fost aluate cu Crystal Palace 3-2, 3-1 cu Wolverhampton și 3-0 cu Leicester au ceva de spus. Da, ei s-au în Anglia, s-au poziționat pe poziția 4-a,
nu pe a patra, pe a cincea, ce duce la loc de Europa League, dar ei, dacă câștig finala, își consolidează locul de Champions League, dar și dacă Chelsea câștigă, deci oricum Arsenal va avea fotbal, fotbal de Champions League în sezonul următor, deoarece Arsenal, dacă câștigă, merge în Champions League, Chelsea, dacă câștigă, tot se duc în Champions League, deci va fi destul de complicată treaba. Chiar sunt curios cine va reuși această finală să o câștige, iar la Chelsea l-avem pe Maurizio Sarri, un antrenor, pot să zic eu, bun, pentru că obiectivele, main objectives, au fost făcute. Poziția 3 în Premier League, da, sub două echipe care au fost fenomenale, chiar dacă sunt 20 de puncte, 25 de puncte de locul 2 și 26 de locul 3, de locul 1, eu zic că e bine, pentru că au loc de Champions League asigurat, dar asta nu ar trebui să relaxeze, pentru că ar fi bine să termine Chelsea măcar cu un trofeu la finalul acestui sezon. Bun, asta e finala, eu sper că Chelsea să câștige, pentru că sunt fan Chelsea, dar nu numai de asta, pentru că cred că părerea mea a avut un parcurs așa și așa ca și Arsenal. Nu poți zici că Arsenal a avut un parcurs super hard către finală, pentru că a avut bate Borisov, Rennes, Napoli și Valencia. Poate Chelsea l-a avut un pic mai slăbuț ca ei, pentru că au avut de a face cu cine a avut cu prima, a avut Malmo, Dinamo Kiev, Slavia și Eintracht. Da, Eintracht a fost fenomenală. Da, totuși, vom vedea ce va fi în finale. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Cosem 17 și ne vedem data viitoare. Pa, pa!